Cum vă spuneam și în urmă câteva luni, Adi își dorește foarte mult să antreneze o echipă de club. Noi, pe de altă parte, ne dorim să-l avem pe Adi și în următoarea campanie de calificare. Dar viziunea noastră a Federației Române de Fotbal este că cu ce selecționeri vom începe campania, ne dorim să și terminăm campania de calificare. De aceea, cred că în momentul de față șansele de a continua împreună sunt destul de mici. Știu toate discuțiile lui Adi, fiindcă avem o relație bazată pe sinceritate, are foarte multe oferte, inclusiv din străinătate, astfel încât cred că Adi în perioada următoare va trebui să ia o decizie în ceea ce privește clubul pe care îl va antrena.